Oaspetele, Victor Orban dă afară din Casa Transilvania gazda, guvernul României. Cum atrăgeam atenția încă de vineri, de pe teritoriul României, cu fidelizații de la UDMR la guvernare, liderii Ungariei fac propaganda anti-Uniunea Europeană și pro-Rusia. Asta după ce joi ministrul de externe ungar s-a dus să se rânjească în poze cu Lavrov la Moscova. Între timp, să fie și mai clar mesajul, Victor Orban a început să se creadă un mic Mussolini și a dat cu mucii rasei superioare în fasolea Uniunii Europene. Citez, noi, maghiarii, nu suntem o rasă mixtă și nu vrem să devenim o rasă mixtă, a declarat Orban sâmbătă la Băile Tușnad. El a adăugat că țările în care se amestecă europeni și non-europeni nu mai sunt națiuni. Luni au început să iasă din amorțeala de weekend și politicienii români. Da, frumos i-a mai zis-o baronul de Olt, Paul Stănescu, secretar general al Partidului Social Democrat, lui Victor Orban. România nu este o trambulină pentru mesaje anti-europene și proruse ale premierului Victor Orban și membrilor guvernului ungar. Dacă aceștia doresc să critice acțiunile UE și NATO, să o facă din Ungaria. Dar avem câteva probleme. Prima, cea mai vizibilă. Mai mulți miniștri ai UDMR, Kelemen Hunor, Tankos Barna, Ceche Otilo, Eduard Novak, au fost prezenți fizic lângă Victor Orban când acesta și-a răspândit ideile fasciste. Unul nu l-a tras de mânecă să-i zică că nu este de acord cu așa ceva. Dacă PSD, PNL, Iohannis și Ciucă, deși pe ultimii trei nu i-am auzit să bălmăjească ceva până acum cu privire la musolismele lui Orban, nu-s de acord cu prostiile debitate la Tușna, de ce mai sunt ținuți cei de la UDMR la guvernare? Apoi chestie de curtoazie și de diplomație. Fiind gazda unui asemenea personaj, Victor Orban, Iohannis, ca președinte al țării, putea să lase golful sau ce făcea și să fie prezent pe acolo. Dacă nu el, Ciucă, în calitate de premier și președinte al PNL, Ciolacu, în calitate de vicepremier și președinte al PSD, puteau să participe în calitate de oficialități ale țării pe teritoriul căreia a fost organizată întrunirea sau ca simpli participanți la simandicoasa adunare. Ca să nu mai spun nimic de ministrul de externe, Trabucel. Putea să fumeze un trabuc echipat cu mănuși chirurgicale și la Băile Tușnad. Nu numai în cabinetul lui celălalt Orban, Ludovică, pe timp de lockdown și pandemie de COVID. Putea și pe pandemie de șovinism și propagandă rusă declanșate pe teritoriul României de virusul iliberal Victor Orban. Poate altfel sunau luările publice de poziție împotriva ce au debitat oficialii unguri pe teritoriul României, acolo la cald, asumat, bărbătește. Au trebuit să se indigneze ieri mass media europeană să iasă azi cu o declarație, deocamdată doar cei de la PSD. Restul, cred că dacă se ascund la București și nu vor să deranjeze o DMR, să nu se rupă alianța, să rezolvă problema. Fricoși și lași sunt doar două cuvinte care îmi vin acum în minte. Derapajele de limbaj ale lui Victor Orban, membrilor guvernului său, ale liderilor Fidesz, făcute de pe teritoriul României, au un istoric, o vechime și o cadență a escaladării bunului simț. Oaspetele a fost lăsat să se îmbete de putere, așa că a început să se simtă ca acasă. Din păcate, a se simți ca acasă se traduce prin a scoate gazda din casă. Ori guvernul Ungariei scoate din Casa Transilvania guvernul României încă de foarte mulți ani. Sub privirile nătrânge ale și urechile surde ale Serviciului Român de Informații, mult mai preocupat să nu dea ofițerii săi sub acoperire socoteală cu privire la cum furgăsesc ei banii operațiunilor speciale și cum să facă să muncească populația civilă pentru ei prin delațiuni obligatorii, guvernul Ungariei a cumpărat tot ce se poate cumpăra în Transilvania, de la clădiri de patrimoniu la conștiință. Ungaria pompează în presa locală și regională de limbă maghiară din Ardeal milioane de euro, cu precădere în preajma campaniilor electorale, să sune bine trompetele UDMR pentru comunitatea maghiară, pentru care de altfel această struțocămilă politico-asociativă nu face mai nimic între campanii. Între timp, guvernul român, indiferent de culoarea politică, își bate joc de presa locală din toată țara, nu numai din Ardeal, și pompează doar impredictibilitate fiscală în conturile firmelor editoare. Tot ce n-a făcut guvernul României în Transilvania, lăsând UDMR să sugă vlaga secuimii și să o sărăcească, au făcut guvernele lui Orban. Investiții. De la cele în clădiri, educație și utilități, la cele care țin de suflet, identitate națională, mândrie, apartenență. Cine dă banul? Comandă muzica,
Iar Orban a marcat banul Ungariei în Transilvania din toate pozițiile sub privirea flasca celor de la SRI. Din 1996, într-o formă sau alta, Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, partid de doctrină etnică, chiar dacă se declară popular europeni, partid ONG sau ONG partid în funcție de cum mi se marchează banul de la buget, este la guvernare, într-o formă sau alta. La nivel de secretar de stat a fost la guvernare încă din 1990, de pe vremea FSN-ului lui Ion Iliescu și ACP-UNE. De 30 de ani mimează politica bunăstării pentru zonele majoritar populate de etnici maghiari, dar nu face altceva decât să-și îmbogățească familiile politice. Au ras, tuns și frezat mai rău ca niște lăcuste de Dâmbovița, minoritatea pe care susțin că o reprezintă, sau dâmbovițat politic. Ei bine, pe deșertul lăsat în urmă, poate cu premeditare, apariția lui Victor Orban cu banii și cu vorbele frumoase despre unitate, acea unitate pe care UDMR o clama la Cluj-Napoca în 1992, apoi s-a urinat pe ea, a fost și este ploaia care stinge seceta. Ce răsare pe un câmp însetat în urma unei ploi, cultură bună sau buruieni, este după cum a fost însămânțat și îngrijit ogorul. Interesul material poartă fesul. Orban nu zice ce metisaj rezultă când iei petrol și gaze de la ruși ca să nu ți se răscoale poporul. Cum poate să se nască următorul imperiu de limbă rusă și cum în 10-15 ani am putea vorbi din nou cu toții rusa? Și cum ar decide Kadyrov cât de puri suntem? Bine zicea Mahatma Gandhi, cele 7 păcate sociale sunt politica fără principii, bogăția fără muncă, afaceri fără moralitate, plăcerea fără conștiință, educația fără caracter, știința fără umanism, credința fără sacrificiu personal. Și gata.